Anunțul potrivit căruia de la 1 iunie fondul de salarii va fi diminuat cu 25%, pensiile vor fi și ele mai mici cu 15%, la fel și ajutorul de șomaj, ne-a pus pe toți pe gânduri. În aproape fiecare familie din România există măcar un pensionar ori un bugetar, iar pentru asemenea familie viitorul nu sună deloc bine. După ce la începutul acestui an le-au fost reduse pensiile prin legea asigurărilor sociale, de la 1 iunie pensionarii trebuie să se obișnuiască cu o nouă reducere a pensiilor. Pentru pensionari, decizia reducerii cu 15% a pensiilor este una drastică. Astfel, aceștia sunt decis să recurgă la măsuri extreme pentru a protesta împotriva acestei decizii. Conform site-ului graiulsalajului.ro, pensionarii sălăjeni urmează să picheteze miercuri între orele 10 și 12 sediul instituției prefectului. La aceste proteste vor participa peste 50 de pensionari. Aceasta este abia prima inițiativă a oamenilor nemulțumiți de deciziile guvernanților.